adevărat al meu, n-am să te las la greu. Nu te las, nici tu nu m-ai lăsat. N-aș putea să nu te văd o zi, să nu te văd o zi, eu aș muri. Dar al meu, n-am să te las la greu. Nu te las, nici tu nu m-ai lăsat. N-aș putea să nu te văd o zi, să nu te văd o zi, eu aș muri. Aș da zile de la mine pentru tatăl meu, jumate din viață că e focul meu, pentru tăicuțul meu, ei bun și nu e. Noi suntem echipa surprize la domiciliu, da? Și avem o surpriză pentru dumneavoastră, da? Vă rugăm un pic telefonul, lăsați un pic. Gata. În Germania. Am înțeles. Păi cum spuneam, avem astăzi o surpriză pentru dumneavoastră, da? Din partea cui credeți că vin cadourile? Marina? Florența? Vali? Cine sunt cei care mi-ați spus? Fata și ginerele. Fata și ginerele. Deci din partea lor spuneți că... Da. Am mulțumit. Da. Păi da, dar ce aș putea să vă spun eu este că noi am vorbit cu o doamnă mai în vârstă. Nu cu fata. Florența. Ce vă... Păi eu știu, fă admiratoare, fă... Bogajică, zici! Lasă! Aaa... Fata câți ani are? 30. No, era mai în vârstă, doamnă, era cam de vârsta dumneavoastră. Eu vă spun așa, după voce, că am vorbit la telefon. Mica, știi ce, fata m-a sunat pe mine. Da. La cine rămânem? La el? La mine? La... Vine sărbătorită. Pulbăr. Cine e doamna care ne-a sunat? Asta vă întreb. Pulbăr Alina. Nu să strig așa. Să strig pe bărbat. Alina, să fie Bujor. Fata? Alina Bujor. Să fie fata? Nu, eu nu cred. Da. Nu cred. Nu cred, era mai în vârstă, doamna. N-aveți decât să ne dați numele ei. Cine e doamna? Dacă știu că ea e. Spune, mă, e Bujor. Bujor? Alina. Am eu un mesaj pentru dumneavoastră. Da? Și avem și o melodie. Da, și mai am câteva daruri pentru dumneavoastră. Dar să vedem din partea cui vin, totuși. Aveți un pic de răbdare. Da. La mulți ani, cu sănătate. Dumnezeu să-ți dea de toate, sănătate, fericire, liniște și multă iubire. Să-ți mai dea alinare, liniște și multe zâmbete. Un tată te învață să nu uiți de unde ai plecat și îți oferă încredere în drumul ce-l urmezi. Îți mulțumesc, dragul meu tată, pentru toate sfaturile tale și eforturile făcute în viață. Te iubesc! Cu drag din partea fiicei Alina și a ginerelui. Da, din partea lor venim astăzi cu daruri. Dumneavoastră ați avea un mesaj pentru ei? Să spui să le spuneți ceva pentru surpriza de astăzi? Dacă nu mă știu să bulezi. Nu mă spune bulezi. Filmulețul va ajunge la fata. La ea. Da. Tu, îi puteți spune un mesaj? Mulțumesc mai bine, sănătate, la mulți ani, Vale și Floreza. Și nu avem voie să plângem astăzi. Trebuie să fiți fericit astăzi. Păi nici de bucurie nu trebuie să plângem. Mai am eu o melodie pentru dumneavoastră și o să vin și cu darurile celelalte. Tata, nu am să te las la greu. Nu te las, nici tu nu m-ai lăsat. N-aș putea să nu te văd o zi, să nu te văd o zi, eu aș muri. Dar, n-am să te las la greu. Nu te las, nici tu nu m-ai lăsat.
N-aș putea să nu te văd o zi, să nu te văd o zi, eu aș muri. Aș da zile de la mine pentru tatăl meu, jumate din viață pe focul meu, pentru picuțul meu, e bun și nu e, e pâinea, pâinea lui Dumnezeu. Aș da zile de la mine pentru tatăl meu, jumate din viață pe focul meu, pentru picuțul meu, e bun și nu e, e pâinea, pâinea. N-aveți voie să plângeți. N-ar fi greu să-l văd pe tatăl meu supărat, până flăpat. Aș da tot, aș rămâne sărat, aș intra și în foc, bine să mă fac. N-ar fi greu să-l văd pe tatăl meu supărat, până flăpat. Aș da tot, aș rămâne sărat, aș intra și în foc, bine să mă fac. Da. Avem aici un coșuleț pentru dumneavoastră și aveți și cafea. Mulțumesc. Să sărbătoriți astăzi. Și șampanie. Haideți cu toții cu cât un pupic de felicitare pe obraz. Haideți. Da. Haideți și voi, toți, toți! Bine. Noi sperăm că v-am adus o bucurie, da, atâtea da. Necazuri în viață, da. Mai vin și părți frumoase, mai iasă și soarele pe strada așa noastră. E. Da. Așa e. Bun, păi și cum facem acum cei 56 de pe tort? Îi demonstrăm cu buletinul sau suflăm în lumânări? Să suflăm în lumânări. Ia prindere. Stați puțin! Imediat. Tare, tare! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Fericiți să tăriți! Mulți ani! Da, să le da. Bravo! La mulți ani, la mulți ani, fericiți să trăiți. Doamne, ce bucurie! Și acum, cum vă simțiți la cei 56? Sănătos beton! Bun! Și la copii le mai spunem ceva? Da, la mulți ani, sănătate! Să faceți bani mulți! Aie, bani. Veniți bogați de acolo. Bun. Eu o strâng mâna și spun la mulți ani, e vecinul meu, el iat cu mine, și spui la mulți ani să-l ții copiii sănătos, să-l găsească bine când vine acasă. La mulți da. Ani. Mai bine? Păi și... Bă, nu le văzui.
Hai la mulți ani, cu stele, să trăiești, să fii sănătos. Ia de ce mai cam vreau. Dumnezeu, ai floreț, da? Mă vezi, ia mă vezi, da? Spune-ți că imediat o să... La mulți ani, să te mai trăiești încă atâta. Sorul meu, mă, băi, ești tare. Asta este. Bănoanile. Da, fata, da. Un pic așa. O să le plânsei, nu mult așa. Băbuță mâine de aia frumoasă. Da. Mulți ani. Nu mai vine? Ai pupă numai de pe drapă. Ce zi fata? Nu plânge și tu, că plânsera. Tu bei înaintea mea? Mi-ar fi greu să-l văd pe tatăl meu supărat, bolnav, frapat. Aș da tot, aș rămâne sărat, aș intra și un foc, bine să-l fac. Mi-ar fi greu să-l văd pe tatăl meu supărat, bolnav, frapat. Aș da tot, aș rămâne sărat, aș intra și un foc, bine să-l fac. Aș da zile de la mine pentru tatăl meu, jumate din viață că e focul meu. Pentru tăicuțul meu, ei bun și nu el, e pâinea, pâinea lui Dumnezeu. Aș da zile de la mine pentru tatăl meu, jumate din viață că e focul meu. Pentru tăicuțul meu, ei bun și nu eu, e pâinea, pâinea lui Dumnezeu. Aș da zile de la mine pentru tatăl meu,